Hello, hello, bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Acesta este videoul pentru prima zi din noul an, vineri 1 ianuarie 2021. La mulți ani 2021! În sfârșit lăsăm în spate energia anului 2020. La mulți ani de asemenea tuturor celor care aveți numele de Vasile, Vasilica, Vasi, sper să aveți o zi minunată și un an plin de împliniri. Aceasta va fi o etalare de tarot puțin mai specială, pentru că este prima zi din an. O să analizez energia atât pentru ziua curentă, dar o să și extrapolez interpretările ca energii pentru tot anul 2021, pentru că așa cum încep anul, așa o să-ți meargă tot anul. Sau cel puțin așa spune vorba populară. Această zi de 1 ianuarie este o zi de vineri, zi guvernată de planeta Venus, micul benefic. Prin urmare, am așteptări de la anul care vine să fie un an mult mai bun și mult mai ușor decât cel care a trecut. Plus, am o mare surpriză pentru voi, stați până la final pentru că o să extrag niște cărți dintr-un set oracol pe care nu l-am mai folosit până acum, ca să avem așa o ghidare suplimentară pentru acest nou an care începe astăzi. Bun, și acum, hai să începem cu etalarea. Hai să vedem care sunt energiile pentru prima zi din acest an. Dacă stați cu mine până la final, o să vă scot și o carte foarte specială, un mesaj de la înger pentru prima zi din an și să vedem care o să fie tonul pentru tot anul 2021. Și acum hai să vedem în dragoste, în sănătate, bani, carieră, situație financiară. Niște energii foarte interesante pentru prima zi din an. Pe partea de dragoste avem aici nebunul, un nou început, începe un nou ciclu emoțional, sentimental. Pentru cei singuri, prima zi din an și prin generalizare și anul 2021 o să aducă pentru voi un nou început în dragoste, o nouă persoană, un nou partener. Da, o să fie o traiectorie lungă, nu o să fie o relație de scurtă durată, pentru că aici nebunul ne vorbește despre un întreg ciclu, da? El este prima carte din tarot, este cartea care pornește ciclul celor 22 arcane majore, ea este arcana numărul 0. O să urmeze un ciclu cu cel puțin 21 de pași care urmează după acest nou început. O să aibă suișurile și coborâșurile sale, o să aibă plusuri și minusuri, dar partea pozitivă este că nu o să fie ceva de scurtă durată. Pentru cei care sunteți deja într-o relație, într-un cuplu și nu planificați să vă despărțiți ca să începeți o relație nouă, pentru voi aici nebunul vine cu noi încercări, o nouă etapă, trecerea la următorul nivel în relația voastră. Pentru unii s-ar putea ca asta să însemne logodnă, pentru alții că vă mutați împreună, că vă căsătoriți, faceți un copil, vă faceți o casă, whatever, orice înseamnă pentru fiecare dintre voi, aici începe un nou ciclu în relația voastră. O să fie lucruri de lungă durată, lucruri pe care le construiți împreună de data aceasta ca și cuplu. Puteți să vă folosiți de această zi ca să faceți inventarul lucrurilor pe care ați reușit fiecare dintre voi să le realizați singur și acum să vă faceți un plan de atac pentru acest an, să vedeți ce vreți să realizați împreună. Hai să vedem pe partea de sănătate, avem aici 4 de săbi. E o carte de odihnă. Toată lumea astăzi trebuie să se odihnească. Dacă, mai ales dacă ați petrecut puțin prea mult ieri, toate că nu știu unde ați fi putut să petreceți așa foarte intens seara de Revelion, în orice caz ziua de 1 ianuarie este o zi de repaus, de încărcarea bateriilor, încercați să dormiți cât mai mult, să vă relaxați cât mai mult, o zi fără stres, fără griji, fără probleme. Prin extrapolare și mesajul pentru tot anul 2021 este să aveți grijă de voi.
O să fie un an intens, spre deosebire de 2020, în care o grămadă de lucruri au stagnat pentru că fizic nu s-au putut întâmpla din cauza contextului mondial, din cauza pandemiei. Ei, în 2021 lucrurile o să înceapă să se mai miște și e foarte important că aici, pe partea de sănătate, să vă reamintiți tot timpul să aveți grijă de voi, să vă odihniți suficient, să dormiți suficient, pentru că, da, avem un vaccin, lucrurile par să se îndrepte către o direcție pozitivă, dar încă nu am ieșit cu totul din această sferă negativă a bolii care ne urmărește pe toți. De aceea e foarte important să continuați să aveți grijă de voi. Cea mai importantă lecție anului care a trecut este că trebuie să prevenim. Ați văzut că cei mai expuși la boală sau cu riscurile cele mai mari erau tocmai acele persoane care aveau acele comorbidități, da? Care aveau deja niște probleme de sănătate anterioare. De aceea aici este important ca de acum înainte să plecăm toți cu această lecție. Aveți grijă de sănătatea voastră acum, în prezent, pentru că nu știți ce va duce ziua de mâine, nu știți ce încercări o să ne aducă viitorul și este foarte important aici să avem un corp solid. Corpul nostru să ne protejeze, nu să fie o problemă, un risc. Odihnă, odihnă, odihnă. Minim 8 ore de somn pe noapte. Cei care aveți copii mici, încercați să dormiți și voi de prânz când dorm aceștia. Foarte important. Bun, să mergem mai departe. Pe capitolul bani, carieră, situație financiară, aici a apărut moartea, arcana majoră, care în tarot reprezintă zodia scorpionului. Acum nu vreau să vă speriați de această carte, pentru că în esență semnificația acestei cărți este transformare. În această zi, pentru unii încă din 1 ianuarie, pentru restul de-a lungul anului 2021, o să aibă loc transformări în cariera voastră, la locul de muncă, în banii voștri, în situația voastră financiară, în câți bani câștigați versus câți bani cheltuiți în fiecare lună. Aici este o mare nevoie de transformare. Pentru aceia dintre noi care nu lucrează în această zi, da? Pentru majoritatea populației, puteți să vă folosiți foarte bine de această energie, tocmai ca să vă faceți această analiză financiară. Câți bani câștigați versus câți bani cheltuiți, cât puteți să puneți deoparte, cât puteți să investiți. Scorpionul guvernează în mod normal și casa 8 astrologică, care ne vorbește despre taxe, impozite, relația cu băncile, împrumuturi, credite, moșteniri. Prin urmare, ziua aceasta, prima zi din an, este una foarte bună ca să vă faceți planuri legate de toate aceste lucruri, să vă asigurați că toate lucrurile sunt în ordine și că intrați în anul 2021 de pe o poziție stabilă, astfel încât această transformare să fie pentru binele vostru, să fie o creștere în starea voastră financiară. O energie foarte frumoasă pentru această primă zi din an. Înainte să scoatem un card de înțelepciune, după cum v-am obișnuit, pentru că este prima zi anului 2021, vreau să scot și o carte din aceste mesaje de la îngeri. Hai să facem loc aici pe masă, să scoatem mesajul îngerilor pentru anul 2021, pentru 1 ianuarie 2021 și prin extrapolare și pentru tot anul. Să vedem cum ne ghidează îngerii în acest nou an, în acest nou început. O să scot de aici o carte de la mijloc. Ai încredere în vibrația ta, în gândurile tale, ai încredere în tine. Rugăciunea pentru îngeri sau afirmația angelică pentru această zi de 1 ianuarie 2021 este: mulțumesc îngerilor, astăzi aleg să îmi ascult intuiția și vă mulțumesc pentru ghidarea pe care mi-o dați. Este foarte important pentru toți cei care mă urmăriți acum să vă ascultați intuiția și nu doar să vă ascultați, dar să aveți încredere în mesajele intuitive care le primiți, că e vorba de dragoste, că e vorba de sănătate, că e vorba de finanțele voastre, de cariera voastră. Ascultați această intuiție, pentru că toate aceste mesaje intuitive care le primiți astăzi și prin extrapolare în tot acest an 2021
vin de la îngeri, sunt ghidarea angelică, e modul în care îngerul vostru păzitor comunică cu voi și vă transmite care este direcția cea mai bună, cea mai ușoară pentru voi. Mare parte dintre voi sunteți aici pe o traiectorie ascendentă în evoluția voastră spirituală, deveniți mai spiritual, deveniți din ce în ce mai conectați cu sursa spiritualității, cu lumea angelică, cu divinitate. Și este foarte important să onorați această legătură prin încredere, având încredere în mesajele care vă vin intuitiv, în sincronicitățile pe care le observați zi de zi. Că e sub formă de vise, că e sub formă de deja vu, că e sub formă de numere sau cifre care se repetă mereu în viața voastră de zi cu zi, că e sub formă de imagini, de amintiri, indiferent cum comunică lumea angelică cu voi, ascultați aceste mesaje, sunt pentru binele vostru și onorați această legătură, demonstrând că aveți încredere în aceste mesaje și acționând în direcția în care ele vă ghidează, pentru că o să mergeți pe o direcție mult mai pozitivă pentru voi. O să vă transformați într-o persoană mult mai spirituală, mult mai conectată cu divinitatea. Bun, și înainte să finalizăm etalarea, o să vă scot ca de obicei și un card de înțelepciune ca să avem o zi mai înțeleaptă, să ieșim cu toții din această experiență mai înțelepți, mai apropiați de sursă. Bun, până când amestec eu aceste cărți, vreau să vă aduc aminte că am pus deja pe canalul de YouTube și etalările pentru anul 2021. Sunt făcute pe fiecare zodie în parte, au aproximativ 30 de minute fiecare. Analizez energia fiecărei luni a anului 2021 în parte și pe urmă clarific pentru dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară, cum va evolua, care este potențialul anului 2021 pentru fiecare zodie. Găsiți aici în colțul din dreapta sus linkul către playlistul care conține toate aceste videouri. Dacă v-a plăcut mesajul meu, nu uitați să dați și un like la video și să-mi lăsați în comentarii, bineînțeles, cum se aplică aceste mesaje pentru voi. Bun, și acum hai să scoatem și mesajul de la aceste cărți pentru prima zi din an. Mă iubesc și mă accept chiar în această clipă. Sunt în procesul de a deveni cel mai bun prieten al meu, persoana cu care mă bucur cel mai mult să fiu. Un mesaj foarte frumos pentru anul 2021, pentru prima zi din an și pentru tot acest an, care reiterează lecțiile anului pe care tocmai l-am încheiat. Ni le aduce aminte ca să nu mai fim nevoiți să trecem prin experiența anului trecut. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. O să ne vedem și mâine cu etalarea zilnică. Nu uitați de etalările anului 2021 pe zodii. Vă mulțumesc pentru atenție. Încă o dată la mulți ani tuturor celor cu numele de Vasile, Vasilica, Vasi. Sper să aveți o zi minunată. Pe mâine! Pa, pa!